Deci proiect de hotărâre. Se aprobă contractarea unei finanțări ambursabile interne în valoare de 14 milioane de lei cu o maturitate de 10 ani și o perioadă de grație de 24 de luni de la data semnării contractului de credit de la UniCredit SA, UniCredit Bank SA. Contractarea și garantarea finanțării rambursabile prevăzute la articolul 1 se face pentru realizarea investițiilor prevăzute în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Săcălaz. Realizarea acordului canalizare menajeră în localitatea Brexău Mare, comuna Săcălaz. Acesta este unul din proiecte. Al doilea este sistem de canalizare și alimentare cu apă potabilă PUZ Europa 2, practic toată zona de intrare dinspre Timișoara înspre Vatra Veche a Săcălazului. Extindere rețea apă cartierul Sorocul, localitatea Brexău Mare, comuna Săcălaz. Și extindere rețea canalizare, menajer și realizarea acorduri în zona cartierul Florilor, localitatea Săcălaz. De aici am decis că e nevoie de un împrumut. Ce garanție oferă primăria că odată lucrarea începută de racord de apă cu Sorocul se și finalizează până începe campania electorală? Bravo! Ce garanție oferiți? Deci, aș vrea ca această lucrare să fie pe panoul, mă înțelegeți la ce mă refer, pe panoplie, votați, vă rog. Un termen clar, de un an de zile la apă, nu ai voie mai mult de un an de zile. Nu sunt surăcios, dar sunt sătul. Vă cred și, cum să zic, achestirea, ideea dumneavoastră de nerăbdare și de atât amar de timp. În ce privește termenul pe care dumneavoastră spuneți, un an de zile o să trec în caietul de sarcini. Cine vrea să-și asume e ok, cine nu, vor fi suficienți care o să-și asume un an de zile, pentru că la apă nu e sap, pui ce pui acolo, eu știu, hidranți, vane ce pui și mergi mai departe. Și ar fi păcat... Acum aici n-am venit să facem politică. Nu, dar politicienii au fost pe la noi cu promisiuni multe. Noi am venit să sunt aici de față, câți mai recunosc. A trecut cu 9 voturi. Cine este? În ce proiecte vor fi investiți acești bani, domn primar? În primul rând, investițiile care au fost aprobate pentru acest împrumut, pentru că nu face primarul de capul lui și au fost aprobate, investițiile au fost aprobate de către Consiliul Local. Toate aceste proiecte sunt aprobate de către Consiliul Local. E vorba, și cred că mi-am notat pe aici și sper să nu se găsesc, e vorba de, să nu greșesc, ca să nu, după aia să nu ieșiți public, doamna Ceparu, și să îmi spuneți că nu am spus ce trebuie. Dacă nu găsesc, nu o să spun nimic, doamna Ceparu, ca să nu... Mi-a culpa. Echipa nu și-a făcut treaba ca să pot să am... Nu. Dar o să răspund, doamne Ceparu, cu altă ocazie. Deci, proiectele le avem aprobate prin hotărâre de Consiliu Local. Doar pe acele proiecte se va cheltui acest împrumut. Și o să...